Salutare, oameni buni, eu mă numesc Daniel și bine v-am găsit la un nou episod din minunata lume. Cum am numit-o, că am și uitat. Dintr-o lume minunată, așa era. Vă rog să mă scuzați. Pentru început, după cum probabil știți deja, cei care am văzut că n-am niciun abonat până acum, probabil nu știți, să dați și voi like, un subscribe, ca să mi arătați susținerea voastră, să pot continua această serie și multe altele. Bun. Mi-am pus ceva în cap. Deci eu vreau să explorez mina aceea și nu mă las până nu explorez. Deci nu mă interesează nimic altceva. Eu mă duc să explorez mina aia și mă duc chiar acum. N-am mai salvat harta, las-o așa. Dar totuși până una alta mă duc să mă culc, că ia uite. Ia dacă mă mânc un din asta, pot să mă mânc un din asta? Bun, mă duc să mă culc. Azi mergem la minat și în episodul viitor, că n-am mai... Mamă, ce mă enervează fac asta. Dar toți veniți la mine în casă, n-aveți și voi altceva. Episodul ăsta mergem la minerii și episodul viitor vreau să mă apuc până data viitoare, o să strâng materialele pentru căsuță. Adică lemne și tot ce avem nevoie. Piatra, adică chestii de genul acesta, mă duc acum să le minez. Deci, în acest episod ne ocupăm de materiale ceva mai dure, ca să zic așa. Da. Am două turnă coape, sper să-mi ajungă. Bineînțeles că nu o să-mi ajungă. Ia ce avem în inventar, bla bla bla, avem lemn, ce ne trebuie, perfect. Nu... în primul rând vreau să-mi cer scuze dacă se va repeta, nu știu dacă se va repeta și aici aceeași problemă. Am observat când încărcam pe YouTube că, în primul meu videoclip, că era de o calitate cam proastă. Și când mă uit eu să văd ce setări aveam, erau toate la low, la screen recorder. Băi, nu mai știu unde era aia, mă învârt pe aici și degeaba. Nu mai știu unde eram, unde am săpat, unde e casa, aici orașul, bun, înseamnă că aici am săpat. Deci trebuie... Tarzan prin copaci. Bun, deci aici era. Da, aici era. Sper. Deci nu pot să cred că am uitat unde era. Aici era, spune-mi că aici era, te rog, spune-mi că aici era. Nu era. Nu era aici. Doamne, nu pot să cred că am... Aici era, am găsit-o în sfârșit. Poate am pus... Nu, ia. Așa. Nu era aici? Nu mai! Deci eu nu mai suport. Te-am săpat. Ia uite, am mai... Da, pe aici am luat-o. Sigur să lasă pe aici am luat-o. Păi probabil am luat-o pe aici. Probabil că nu, probabil că da. Mamă, ce mă enervează. Eu mă plimb aici degeaba. Sincer, am puțină ciudă că nu mai găsesc locul unde am săpat. Aici era. Spune-mi că aici era. Te rog, te implor eu. Spune-mi că aici era.
Da, uite, apa aia mi-e cunoscută. Creeper-ul ăla nu mi-e cunoscut. Da, în sfârșit am găsit ce căutam. Bun. Firar, firar, firar. Ce inteligent sunt, oameni. Bine că mi-a dat măcar dărți să pot să mă urc. Doamne, ce inteligent sunt. Put de inteligență. Nu de altceva să scalmi. Ia uite. Mamă, ce-i cu lagul ăsta? Nu, ce mă enervează. Și acum ce fac? Așa. Bun, pe aici. Pe bune. Deci m-am urcat până acolo. Mi-a luat și falling damage. Era să mă explodeze și un creeper. Numai ca să ajung să-mi aduc aminte că eu de fapt construisem deja o scară acolo și să cobor pe ea. Bun, aici nu era nimic. Probabil am găsit ceva, nu știu ce am găsit. Întâi ne luăm sabia. Hai să mâncăm ceva să ne se reîncarce viața. Dacă s-a încărcat așa mai repede. Să sperăm că nu murim. Păi, ce altceva să vă mai zic în afară de... Doamne ajută. Da, dar nu e un zombie aici, momentan. De aici eu... am crezut că e ceva aici. Să ia să pun eu. Să-mi fac puțin ori în inventar. Bun. Așa, nu ce aici. Hai să luăm acest iron. Că era și mult iron pe aici. Ia, nu mai nimic. E pe aici. Ce se aude așa? Și nu înțeleg nimic de aici. Poate mă pierd. Ce ai lagul ăsta? Am mai vrut... Da, bine frate, au pus și melodie din asta să mă sperie de moarte. Bravo, vouă. Și parcă acum mai văd un... Că mi-apare ceva în față. Parcă văd că fac infart. Am strâns destul de aerul de aici, văd că... Mamă, de ce mai trebuie să stai aici? Uite-l! Cred că am găsit... Am găsit. Gata, nu mă mai tem. Știu de unde veneau toate zgomotele alea. Acum. Uite, m-am blocat aici. Păi ăștia se bat în trei? Nu înțeleg, mi se pare că am auzit... Mamă, ce lag am avut acum. Da, frate, ăștia se bat în trei, eu știu ce fac. Ia uite cum e aici. Ce era să găsesc acum și portalul spre Nether, ma. Păi, puteam să mă consider cel mai norocos om. Să luăm și șinele, că o să avem nevoie de ele. Nu știu dacă cu sabia se spărgea mai bine. Nu, cu topor se spărgea mai bine. Nu, mi se pare că se spa. Dar e o apă ceva aici. Tot au zombie ăștia și mă enervează. Nu cred că sunt nevoie. Ia uite unde se ascundea ironul. Să am mereu sabia pregătită. Păi de aici am venit. Nu prea vreau să mânc acolo cu o grămadă de zombie. Pe aici am fost, acolo am fost. Păi da. Altceva nu mai e pe aici, văd că. Aș face ceva totuși. Să mă asigur că nu mor.
Când mă duc să-i omor pe aia de acolo și vreau să fiu sigur că nu mor. Cred că deja v-ați prins ce fac. Ce mai urlă ea pe acolo. Poate vine unul acum la mine. Sincer, parcă se aud din ce în ce mai tare. Nu o să-l iau pe asta așa, torțe, să las aici câteva. Așa. Mamă, băi ce... Ma... M-a fost asta. În cor. Hai să mergem să ne batem puțin. Să le dăm puțin la bașcheți. Nu m-a văzut. Aha. Hai mă, hai sunteți șmecheri. Ia veniți aici. Chesturi. Și. Cât noroc pe mine. Mi-a dat și el în sfârșit o săgeată. Băi, băi, eu m-aș da pe easy, pe peaceful de fapt, ca să nu mai aud, nu mai suport. Să minez liniștit, dar după aia nu să-mi placă mie, că niciodată nu mi-a plăcut să fac ce e mai ușor. Serios, multe arunc pe aici. Creeper! Mai bine las serul ăla. Mai bine astup chiar. Așa m-a stupat. Dar oricum ajung aici, deci tot aia era. Aoleu, spawn! Spawn! Am șters-o de aici. No!